Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, alături de un sobor de preoți și diacon de pe ambele maluri ale Prutului, a oficiat ieri Sfânta Liturghie la mănăstirea Hadâmpu din județul Iași. Sute de credincioși din mai multe părți ale țării au participat la această slujbă, săvârșită în biserica Acoperământul Maicii Domnului a mănăstirii Hadâmpu cu prilejul hramului. Colegul nostru, Constantin Ciofu, a participat la acest eveniment și a realizat următorul material. Zi de bucurie a fost cu prilejul sărbătorii acoperământului Maicii Domnului la mănăstirea Hadâmpu din județul Iași. Biserica mare a așezării monahale și-a serbat hramul. Predica sărbătorii a fost ținută de către părintele profesor dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, care a vorbit celor ce au urcat pe colina Maicii Domnului de la Hadâmpu despre semnificația sărbătorii de pe 1 octombrie, închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta este la fel de importantă pentru că pe aceeași Maica Domnului o cinstim și prin intermediul acestei sărbători. Învățăm de la Maica Domnului smerenia adâncă, învățăm de la Maica Domnului că ea a ascultat de Dumnezeu în chip deplin și învățăm din comportamentul Maicii Domnului că ea ne ocrotește pe fiecare dintre noi. Aceste cuvinte, iubiți credincioși, să le luăm acasă când coborâm de pe colina Maicii Domnului, să le ducem în casele noastre și să le facem roditoare. Preasfințitul părinte Antonie a mărturisit că a revenit cu bucurie la mănăstirea Hadâmpu, unde se simte prezența Maicii Domnului prin icoana sa făcătoare de minuni aflată în Biserica Monumenta Așezării Monahale. De asemenea, ierarhul a remarcat cât de important este pentru frații de dincolo de Prut sprijinul din partea românilor din țara noastră. Noi cei de peste Prut avem nevoie de înțelegerea fraților voastre care sunteți în partea dreapta Prutului, pentru că doar înțelegându-ne pe noi putem să ajungem la momentul când frații vor înceta să mai fie despărțiți. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezământului monastic, a mulțumit preafericitului părinte Daniel pentru că a rânduit hramul acoperământul Maicii Domnului pentru noua biserică a mănăstirii Hadâmpu. De asemenea, părintele Nicodim și-a exprimat recunoștința pentru înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a binecuvântat ca preasfințitul Antonie să slujească Sfânta Liturghie cu prilejul hramului Bisericii Mari a Așezării Monahale. Mulțumim preafericitului Părinte Patriar, grație preafericirii sale, avem și a Sfântului Sinod, sărbătoare și roșii. Mulțumim preanalt preasfințitului mitropolitului nostru Teofan, un cuvânt blând în altă sfinției sale, te asigur eu, Părinte Nicode, că niciun ram al mănăstirii Hadâmpu nu va fi fără prezența ierarhului. Mulțumim în altă sfinția voastră pentru tot ce faceți pentru Biserica Mamă Ortodoxă, pentru noi toți slujitorii, pentru toate sfintele mănăstiri și parohii, și încă o dată mă înțeleg în fața prezenței voastre și vă mulțumesc. La final, pelerinii au cântat cu toții o priceasnă închinată Maicii Domnului. Oamenii au participat la o agapă frățească oferită prin dragostea familiei Crăciun, Constantin și Maria din satul Găinești, comuna Slatina, județul Suceava.